Există un oraș în România la care poți ajunge doar cu vaporul, deși nu se găsește pe o insulă. Asta pentru că este undeva între Dunăre și Mare. Din 1856 în 1939, aici s-a aflat unul din sediile Comisiunii Europene, instituție în care erau reprezentate țări precum Turcia, Rusia, Austro-Ungaria, Germania, Franța, Marea Britanie și România. Au existat 8 consulate și mii de vapoare sub toate pavilioanele care au ancorat în Portul Liber. Astăzi, Sulina este un loc aparte care trăiește parțial în nostalgia trecutului. Au mai rămas câteva mii de locuitori care nu se dau duș, deși fabrica de conserve s-a închis, unitatea militară tocmai ce s-a desființat și se mai poate trăi din pescuit și din turism. Iar cea mai bună meserie din Sulina a ajuns să fie cea de funcționar public. Unul dintre oamenii Sulinei este Ionel Tecuci. A fost 10 ani turnător la Reșița, dar n-a putut să se obișnuiască acolo. Spune că între munți se simțea ca la închisoare. Acum trăiește dintr-o pensie de 400 de lei, spune că fumează mult, însă de alte vicii n-a prea auzit. Un suc, o bere, dacă îi se dă mai mult, că atunci omoară. Până acum o țigară nu omoară. Și am 80 de ani. 1928 născut, 1 aprilie, ziua minciunii. Tatăl său era cioban moldovean care a venit cu oile în căutare de mâncare, s-a îndrăgostit și n-a mai plecat. Mama este caculcă, adică rusoică. A fost 13 copii. Străzile din Sulina sunt una din curiozitățile orașului. Dacă multe case din lemn s-ar înlocui cu niște zgârie nord, te-ai putea crede la New York. Toate străzile paralele cu Dunărea n-au nume, ci numere, de la 1 la 6. Ca orice oraș care se respectă, Sulina are o catedrală românească, una foarte frumoasă, despre care legenda spune că ar fi copia fidelă a unei biserici ce se află în munții Pădurea Neagră, la izvoarele Dunării. Preotul este brăilean și știe câte ceva despre această poveste. Ce am auzit și eu când am venit, acum 2 ani, această legendă. Adevărul este următorul. Există o biserică, însă aceea este catolică. Rămâne această idee că biserica este creștină la izvoare și o biserică la fel creștină la vărsarea Dunării în mare. Din fericire, la Sulina se nasc în continuare oameni. Din păcate, nu mai e cum a fost. De exemplu, în 1982 am găsit că erau 90 și ceva de botezuri într-un an, în 82. Eu am trăit, am avut 14 botezuri, ceea ce este foarte puțin. Pe lângă biserica românească, mai sunt însă una grecească și una lipovenească, pentru că la Sulina din totdeauna au trăit în bună pace nenumărate comunități. Deci avem sârbi, greci, mai am câteva familii de turci, evrei nu am deloc, deși Sulina a avut și sinagogă, deci au avut biserica lor. Italieni, familii de nemți. La ora actuală, marea speranță a Sulinei este turismul. Au început să apară pensiunile, primăria spune că vrea să refacă sistemul de canalizare, pavează drumurile și se gândește la înfrățiri. Primul oraș european care ne vom înfrăți va fi Rionul, un oraș din Grecia, care are foarte multe asemănări cu noi. Și împreună cu orașul înfrățit al orașului Rion din Grecia, Karlstadt din Suedia, cred că vom face un triunghi european. Sigur, Sulina este cel mai estic oraș din Uniunea Europeană, dar care o fi cel mai estic locuitor al său? Am pornit să-l căutăm cu busol. Pe drum am dat însă peste pasager, vaporul cu care cei din Sulina își aduc de la Tulcea tot ce au nevoie și nu prea găsesc la ei în oraș. Ce așteptați aici? Vapor, pasager. Și de ce ați venit cu căruța? Pentru marfă. Cât costă un transport de aici până la capătul orașului, de exemplu? Depinde cât de om. Dar parcă spuneam că mergem spre est. Dacă văd eu bine pe busolă, strada Republicii merge aproape exact către est, iar aceasta este ultima casă. Haideți să vedem cine locuiește aici, să batem întâi la poartă. Bună ziua! Caut ultima casă din Uniunea Europeană. Am găsit-o? Probabil. Constantin Drăgan mă numesc. Cotolenco, Paul. Putem să intrăm să vedem cum arată această casă? Mulțumim! Ce adresă are ultima casă din Uniunea Europeană? Strada Republicii numărul 28. Fiind ultima casă de la, din oraș, mare este mai aproape 20 de minute de mers pe jos, lejer. Cine vrea la plajă, se duce la plajă. Cine vrea la pescuit, se duce în delta. Păi, un loc
le au pe amândouă. Litoralul este numai litoral, aici le e pe amândouă, și delta și litoral. Însă pe lângă toate acestea, Sulina mai are ceva. Penea Aurel Kirilov, ziua mare pescar, iar în anumite seri, cântăreț de muzică ușoară. Acum în delta se lasă seara și vin pescarii din lar cântând. E luna plină care răsare, urându-le la tot noroc. E luna plină și la tot noroc.